Între timp, în poligonul de instrucție de la 5 este în plină desfășurare cel mai mare exercițiu de instruire al Brigăzii de Blindate Unirea Principatelor din acest an. Sunt implicați 1200 de militari și peste 400 de mijloace tehnice și de luptă ale forțelor terestre române. Lor li se adaugă structuri militare ale Armatei Statelor Unite, dislocate în România, pentru a asigura defensiva pe flancul de sud-est al Alianței Nord-Atlantice. Exercițiile de anvergură se bazează pe scenarii fictive în care militarii trebuie să-și evalueze capacitățile defensive și ofensive inclusiv în ceea ce privește implicarea structurilor de poliție militară, de apărare chimică, bacteriologică, nucleară și radiologică.